și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie. Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul unei familii. Astăzi vă iau cu mine la deschiderea unui magazin de articole pentru copii, SMIC, All for Kids. Acesta este primul lor magazin din Brașov și m-am gândit să vă iau cu mine să vedeți ce oferte au și dacă vă place ceva. Magazinul este la primul etaj, în zona food court, deasupra magazinului Office. Primul lucru pe care l-am făcut când am intrat a fost să îmi activez cardul de loialitate. Se face în magazin, foarte ușor, un angajat vă poate ajuta, nu se poate face online și acest card vă acordă reduceri de 5% la orice produs, în afară de Lego. La Lego sunt doar 3% reduși, dar vă o să vă explic și de ce în momentul în care ne uităm la prețurile de la Lego. Așa arată cardul de fidelitate și îl puteți ține cu voi sau îi puteți face o poză, funcționează și după poză. Unul dintre motivele pentru care am ales să fac cumpărături la deschidere este această reducere de 20% plus faptul că primii 50 de clienți primesc acest usuleț gratuit. Magazinul are două zone, una cu jucării și una cu hăinuțe și haideți să începem să ne plimbăm prin cea cu jucării. Sunt de toate, pentru fetițe, pentru băieți, dar eu sunt mamă de băiat și o să mă vedeți mai mult în zona de trenuri, trenulețe, pentru că cel mic este mare fan Thomas și îmi cere de vreo două săptămâni un tren Thomas și când m-am uitat cât costă am înțepenit. Și de aceea îl caut de vreo două săptămâni și l-am găsit aici, iar cu reducerea de 20% mi se pare un preț bun și cred că este acesta unul dintre produsele pe care îl voi alege să îl cumpăr. Au și foarte multe variante de Hot Wheels, v-am spus, în mamă de băiat și atunci îmi petrec timpul mai mult pe la mașini, mașinuțe și trenulețe, iar prețurile sunt foarte bune, iar cu această reducere de 20% cred că sunt cele mai bune pe care le-am găsit pe piață în acest moment. Să nu uităm și părinții de fetițe, aici avem seturile de Barbie. Mie mi s-au părut la prețuri bune, comparabile cu cele de online, dar în momentul în care aplici reducerea de 20%, care este valabilă până pe 25 octombrie, duminică, deci nu trebuia să vă duceți chiar în prima zi să vă înghesuiți, aveți timp până duminică să profitați de aceste reduceri de 20%. Păpușile Barbie simple încep de la 49,99 de lei, iar cu reducere mi se pare că este un preț foarte bun. Din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți cumpăra de Crăciun sunt produsele Lego, cel puțin pentru familiile cu băieței, dar și cele cu fetițe au foarte multe seturi, iar acest set Duplo cu trenulețul la 69,99 mi se pare o achiziție bună, cu reducere. Nu am găsit nicăieri, nici măcar online, la magazinele pe care le știți și voi unde căutăm lucruri mai ieftine, nici măcar acolo nu le-am găsit mai ieftine, folosindu-mă de această reducere, deci chiar merită dacă aveți în plan să cumpărați copiilor de Crăciun orice set de la Lego. Acest Lego City este la 74,99, un preț destul de bun și cei de la SMIC nu au doar jucării, jumătate din magazin sunt hăinuțe la prețuri foarte bune, după cum bine vedeți vă arăt câteva prețuri ca să vă dați seama, mi-a plăcut foarte mult această vestuță, este superbă. Și aveți tot felul de hăinuțe pentru fetițe, vi le-am arătat acum pe cele de fetițe și sunt pentru toate vârstele, chiar până la 14 ani, după cum bine puteți vedea. Au și o anumită gamă care este redusă la 50% și mie mi s-au părut prețuri destul de bune, 35 de lei pentru o bluziță. Au și papucei de interior și de exterior, accesorii pentru iarnă. Vă recomand să aruncați o privire și la produsele de marcă proprie SMIC, sunt foarte interesante, mie mi-au plăcut câteva. Cam acestea sunt produsele pe care le-am ales inițial pentru băiețelul meu, două mașinuțe de la Hot Wheels și un trenuleț Thomas, care de la 34 de lei a ajuns la 28 de lei, iar mașinuțele de la Hot Wheels de la 9,99 lei la 7,99 lei. Când ajungeți la casa de marcat, nu uitați să extrageți și un bilețel din acea urnă de lângă, puteți câștiga premii garantate. Sunt premii mici, dar sunt premii garantate, eu am câștigat un mic joc Scrabble.
Motivul pentru care m-am apucat să fac cumpărături de jucării este că știți toți că vine Crăciunul și mie, sincer, nu-mi place să fac cumpărături în luna decembrie. Cele mai bune luni pentru a face cumpărături pentru cadouri, din punctul meu de vedere, sunt octombrie și noiembrie. În primul rând, profit de ofertele de deschidere de magazine, care nu se întâmplă foarte des, dar profit sigur de ofertele de Black Friday și, în al doilea rând, nu simt că bugetul meu din decembrie este întins la maxim. Sper că v-a ajutat această plimbare împreună cu mine în magazinul Smic All for Kids. Sper că v-am dat idei și m-ar ajuta să-mi lăsați în comentarii ce aveți de gând să le cumpărați copilașilor voștri de Crăciun. Mulțumesc că v-ați uitat până la final și ne revedem cât de curând în următorul vlog. Pa, pa!